Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Gheorghe Pecingină și am deosebită plăcere să fiu invitat la cel mai ascultat post de radio din Oltenia, Radio Accent 96,2. Gazda emisiunii de astăzi este Ionuț Catrina, pe care rog să dezvolte subiectele emisiunii. Mulțumesc, stimate domn. Așadar, iată o emisiune puțin altfel. Ați beneficiat și de o prezență, de un intro diferit din partea invitatului nostru, doamnelor și domnilor, vicepreședintele PNL Gorj, domnul Gheorghe Pecingină. Stimate domn, cum se vede scena politică locală? Haos, nebuloasă, război, ce se întâmplă aici la Gorj? Scena politică nu se vede. Nu se vede, cel puțin din punctul meu de vedere ca actor pe scena politică, nu realizez că s-ar întâmpla lucruri deosebite. Realizez ce se întâmplă la nivel național, în schimb, și care, în mod implicit, ne afectează și pe noi la nivel județean. Haos, din punctul nostru de vedere, la momentul ăsta, haos în guvernarea României, haos în deciziile pe care le ia și asupra căreia revină de la o zi la alta guvernul, haos care afectează, încă o dată, cu riscul de a mă repeta, și viața noastră a cetățenilor din Gorj. Vedeți, dumneavoastră, ce se întâmplă acolo la Gorj, cumva regăsim această stare de incertitudine din punct de vedere al numirii pe posturi și la noi aici. Avem, iată, ultima chestiune, un prefect destul de atipic, un prefect care până acum n-a ieșit în evidență. Cel mai slab prefect. Și nu mă refer la greutate. Asta? Eu și cetățenii. Și îmi permis să spun lucrul ăsta pentru că a reușit. Nu știu dacă și-a dorit, dacă s-a zbătut pentru lucrul ăsta, dar a reușit să fie cel mai slab până în momentul de față. N-a ieșit în evidență decât cu prostioare sau prostii și cu declarații haioase. Unde încadrăm acel ordin? La declarații haioase sau la prostioare și prostii? La prostie, de-a dreptul prostie, acel ordin, putea să nu ies în evidență cu acel ordin, iar argumentele pentru care l-a emis și mai și, dar mă rog, asta e partea a doua și sper să-l soluționăm într-un mod favorabil pentru cetățenii în instanță, să tranșăm această problemă. Mă referam la declarațiile pe care le-a făcut în legătură cu drumul până la... ieri. Da. Deci rămâi tablou. N-ai ce să... Bine, să sunt declarații date după concediu, când ești mai relaxat, până te reacomodezi cu munca. Domnul Catrina, când dai o asemenea funcție și în concediu ești prefect. Adică tu... deja ești, fiind prefect, nu mai contează că ești în concediu, că ești la serviciu, ești prefect. Porți titulatura asta. Și atunci trebuie să fii atent la declarații, să fii atent ce spui. Dar mă rog, el probabil a fost atent. Asta e nivelul. Din ceea ce... cu ăsta defilează guvernul PSD. Din ceea ce s-a auzit până acum din gura oficialilor la nivelul județului Gorj, se pare că doar șoferii sunt de vină pentru dumneavoastră, care a circulat reglamentar cu 40 când veneați din concediu. Da, eu am filmat. Și aveți parbrizul spart, dumneavoastră sunteți de vină. Da, am și filmat, întâmplător am și filmat acel incident. Eu filmam să demonstrez că stratul de griblură care a fost pus este mult mai mare și că nu respectă, așa cum spunea domnul Tudor, normele, că nu se pune emulsie, etc., etc., lucru care s-a demonstrat până la urmă și am înțeles că a făcut și unele declarații în sensul ăsta și domnul Tudor, da? În timp ce filmam acel strat, un cetățean care circula din față și el regulamentar, a aruncat o piatră în parbrizul meu. Deci am filmat în direct, mi-am filmat cum mi s-a spart parbrizul și nu sunt singur. Nu știu unde e vina, dar în capul lor ăla mic de fanatici ai partidului care n-au obținut în viața lor, n-au muncit pentru ceva și i-au pus partidul doar pentru servilism și pentru, iată, modul în care susții anumite aberații. Deci până la paroxism poți să te duci, mă repet, dacă afară e zi, ei vor spune că e noapte dacă le-a spus Dragnea. Noapte. Vor susține că e noapte afară și că nu vedem noi ceilalți. Asta fac acești băiețași ridicați de urechi de partid, care n-au muncit în viața lor, nu știu ce înseamnă aia muncă și n-au avut rezultate pe muncă. Nu s-au ridicat prin competențe profesionale, ci prin competențe limbistice, ca să nu zic lingvistice, limbistice. La finalul săptămânii trecute, mai exact vineri seara, la emisiunea de la televizor, de la Accent TV, domnul Cristi Tudor, reprezentant al SDN Târgu Jiu, ne-a spus că acea operațiune de tasare, de depunere a pietrișului și a criblurii, inclusiv a emulsiei, este una asistată pe calculator și este imposibil de păcăli calculatorul. M-am dat dracului.
Deci asta nu mai știam. Păi înseamnă că calculatorul ălora de prin Timiș e defect. De ce? Pentru că la aia merge altfel. Și am văzut și eu filmări. Păi poate o fi alt sistem. Am văzut că mai multe sisteme. O avea alt program. Hai să fim serioși, ce e asta prostie? Și calculatorul nu are un operator? Cine face programele? Ne ia de proști, așa, suntem crescuți toți la coada vacii, adică, nu știu, dintr-o dată ei sunt cei mai destrești și specialiști, familia Tudor, în drumuri. Au fost la protecția consumatorului, au fost la poliția locală specialiști, acum sunt specialiști în drumuri. Mă vorbesc, deci cetățenii văd, da? Mai mult decât atât, minciuna și prosteala pe care încearcă să ne servească de scuză, ei nu cred că o să mai țină mult. Pe când o vizită oficialilor de la Ministerul Turismului, unde și așa se pare că avem un ministru habarnist, chiar după spusele premierului Tudose? Domnul dumneavoastră, vi se pare că România e guvernată acum? Ăștia nu știu de la o zi la alta ce se întâmplă. Există un haos și la nivel central, astăzi anunță ceva, mâine anunță altceva, ba cu pensiile, ba cu legea salarizării, ba cu legile justiției. Și între timp a crescut prețul la energie, se pun accize la carburanți, viața românului începe să fie din ce în ce mai grea, se fac măriri peste noapte la toate categoriile profesionale, măriri care, vă spun eu, nu cred că vor putea fi puse în practică, că n-ai de unde. Se fac împrumuturi externe pentru a acoperi, deci noi nu avem investiții, nu avem de unde să susținem măririle astea. Și incompetenții ăștia își permit să facă zi, de la zi la alta, ai auzi. Au o incoerență în program, programul ăla pe care îl susțineau cu tărie la emisiuni pe aici. Și care teoretic și reprezentanții sună bine. De la Gorj. Sună bine teoretic. Nici măcar în teorie, pentru că cei care știu puțin economie, nu e cazul meu, dar cei care știu puțin economie au făcut o analiză și spuneau că nu are cum să fie pus în practică. E o chestie utopică. Da? Și iată că se demonstrează. Una e una, alta e alta. Deci nici măcar în teorie nu stătea bine acel program, pentru că nu existau resursele financiare și se demonstrează acum. Exceptând faptul că s-a dorit o manipulare grosolană a cetățenilor și a ieșit acest lucru. Nu, ei le-au spus cetățenilor ce vor să audă. Deci cetățenul normal și absolut normal, trăind într-o țară așa cum e România, își doreau măriri de pensii, sunt o categorie aparte de pensionari. Și își doreau săracii, oricine își dorește, nu? O mărire a veniturilor și își doreau mărirea de pensii. Au promis mărire de pensii. Au promis o categorie, sunt și bugetarii. Le-au promis mărire de salarii. Corect. La bugetari, da? Nu contează mediul privat, care poate e 60% din economia națională și susține economia națională. Acolo cât se poate de împovărător. Controle, taxe, impozite, cât de mult se poate mediul privat și cei la stat ce poate fi controlat de ca masă de electorală, să mărim. De unde? Pentru că până la urmă și privatul ăsta o să colapseze și nu o să mai dea bani. Sau o să găsească tot felul de subterfugii legale pentru a nu mai achita la asta. Și iată, o primă dovadă este gradul de colectare al TVA-ului. Foarte scăzut. Foarte, foarte scăzut, raportat la anul trecut. Și o să vedeți că lucrurile continuă pe panta asta. Deficitul la momentul ăsta este de 3 ori mai mare. Deficitul bugetar comparativ cu anul trecut. Numai printr-o minciună și o mizerie pot să fac o rectificare pozitivă la sfârșitul lunii septembrie, sau mă rog, în luna septembrie, să fac o rectificare pozitivă ar însemna o minciună sfântată, pentru că parametrii economici și indicatorii economici arată acum că stăm prost, foarte prost. Și asta o știu și o văd românii, că n-ai cum să te îndrepți spre bine când tu ești incoerent. Deci astăzi anunț o măsură la televizor și mâine anunț că nu vei lua măsura recte pilonul 2 de pensii, da? Și ăsta e un atac direct la viitorul nostru, domnul Catina, al meu, al dumneavoastră și al copiilor noștri, pentru că de acolo, ca să-și asigure minciunile electorale, vor plăti, vor ataca acel pilon și vor plăti. Vor încerca să ia banii de acolo să-i plătească măririle. Dar asta cât se va întâmpla? Un an, doi, trei și după aia? După aia? Specialiștii lupăște din PSD. Există riscul ca în 2020 România, în preajma alegerilor, să fie într-o degringoladă economică va totală. Va fi mai devreme, dacă inconștienții ăștia continuă pe aceeași linie. Păi scuzați-mi cuvintele dure, dar aș vrea să văd și mi-aș dori să critic, să intru în analiză pe anumite teme și subiecte care au coerență, dar nici nu știi, te-a pus să-i critici astăzi pentru că a propus o măsură, a doua zi o schimbă, nu am spus noi. A doua zi vor spune că a fost o idee. O idee, da, și că m-au dus-o în dezbatere. N-ai cu cine. PSD-ul, din punctul meu de vedere, și asta vă spun că și din interior, sunt uimiți unii care gândesc, nu armata de fanatici. De ce se întâmplă? De ce se întâmplă, da. Se așteptau la cu totul și cu totul altceva. Asta e.
trebuie să respectăm votul cetățenilor, să vedem ce putem să facem în continuare. Da, e foarte interesant, dar trist din păcate ce se va întâmpla și v-am aștepta cu interes această chestiune. Sincer vă spun, ca cetățean, acum exceptând faptul că moderez această emisiune, mi se pare destul de dramatic să suport și eu ceea ce a votat majoritatea sau ceea ce a optat majoritatea doar pentru că trăim într-o așa numită democrație. Domnul Catină, dacă au votat și s-a mers pe un program, de ce nu-l pun în practică acel program? La virgulă, cum spunea Dragnea. Da? La virgulă, puneți-l în practică. Și atunci cetățenii vor vedea când vor mai veni proiecte și programe din astea mincinoase, utopice, așa cum bine spuneți noastră, vor ști, bă, nu pot să fie pus în practică. Am încercat PSD-iștii și nu le-a ieșit. Dar ei încearcă să modifice și să modifice pe parcurs. De unde vorbeau de scădere de taxe, acum vorbesc de majorare de taxe. Vă repet, degeaba vii și îmi crești mie pensia sau salariul la bugetar, dacă îmi crești și prețul la energie, la gaze, pui acciză la carburanți, păi am terminat povestea, tot acolo suntem. Și ce înseamnă asta? O păcălire, mă păcălești practic. Da? Puterea mea de cumpărare rămâne aceeași. Care a fost experiența pe care ați trăit-o când v-ați întâlnit cu pensionarii la jumătatea săptămânii trecute? Nu numai la jumătatea săptămânii trecute, eu și duminică am avut o întâlnire cu pensionarii și ieri m-am întâlnit la sediul partidului, vin oameni în permanență și astăzi m-au sunat și au venit la sediul partidului. Și sigur nu sunt bucuroși. Și credeți-mă, majoritatea sunt votanți PSD. Și sunt dezamăgiți pentru că ce demersurile pe care le-a făcut Partidul Național Liberal, sau mă rog, resortul care a stat la baza demersurilor Partidului Național Liberal, a fost împins sau dus și la celelalte partide. Memoriul asociațiilor de pensionari a mers la fiecare parlamentar. Singurul care a reacționat a fost Partidul Național Liberal prin reprezentantul său, Dan Vâlceanu. Dovadă că este și la nivel național, este omul care se va ocupa sau conduce comisia Partidului Național Liberal, care va analiza și va veni cu amendamente sau, mă rog, cu propuneri pe legea pensiilor. Da? Și totul a plecat de aici, de la Gorj, de la noi, de la pensionarii din Motru și pensionarii noștri din Minerici și Energie, cei care au lucrat în grupe sau în condiții deosebite de muncă. Da? Ei au semnalat prima oară această inechitate și problemele care sunt la legea pensiilor. De la Gorj. Și atenție, mă repet, îți foști votanți sau sunt votanți PSD. Și așa știu PSD-iștii să le mulțumesc, bătându-i joc de ei. Ignorându-i și doar în campaniile electorale au nevoie de ei și atunci se folosesc de ei. Păi când ai nevoie de ei. Iar cei de la Gorj, eu le spun să le fie rușine. Doar de frica lui Liviu Dragnea nu știu să reacționeze. Sunt în stare să-și vândă județul. Și nu mai județul. Părinții. Pentru ce? N-au curaj să spună că e o inechitate și că poate fi înlăturată și rezolvată într-un mod ușor. Da, dar da, cu asta m-am obișnuit la Gorj. Dacă le cere Dragnea ceva, stați liniștit că se Dragnea sau orice alt lider de la nivel național. Da, pentru că până la urmă, vrea, nu vrea, domnul Liviu Dragnea trebuie să accepte ideea că este trecător acolo în fruntea Partidului Social Democrat și am ferma convingere, și mă puteți contrazice dacă aveți argumente, că sub liderii PSD, sub liderașii PSD de la nivel central, abia așteaptă să-l detroneze pe Dragnea din acest scaun, în ciuda imaginii pe care dumnealui a vrut să o lase opiniei publice, membrilor de partid și așa mai departe, cu siguranță are foarte mulți dușmani chiar în interiorul partidului său, corect? Da, dar știți cum e PSD, un partid de oameni disciplinați și puține caractere acolo. Au puțini, au curajul să vorbească. Cnitin PSD, și vă spun unul care a fost acolo, ori te nivelezi, devii la nivelul... O aplatizare. Ori dacă ești, refuzi și ai personalitate, la un moment dat trebuie să părăsești parca pentru că n-ai ce să cauți acolo. Ori încerca să-ți dea în cap să te aducă la nivelul lor. Indiferent și dacă ești indisciplinat și ai personalitate și susțin continuare ideile, care, bineînțeles, de multe ori intră în contradicție cu ce spun mogulii, șefii de la București, inclus sau șefii de la Gorj, dar la Gorj mai puțină personalitate, pe ăștia îi mai dovedești, adică îi dovedești ușor, nu e că nu sunt genii. La Gorj, bine, nici la București nu sunt, dar e disciplina asta exagerată de partid. Se pare că s-a schimbat strategia privind opțiunile lui Victor Ponta de a atrage alți membri, alți parlamentari PSD în rândul noii formațiuni.
în presa locală se vehiculează ideea că se încep discuții separate cu toți cei care pot să reprezinte ceva pentru socialdemocrați, atât în Gorj cât și în țară, tocmai în ideea că acești oameni importanți să nu părăsească partidul pentru barca lui Victor Ponta. Nu, nu știu dacă vor părăsi partidul, vor părăsi, pentru că să știți că și la Gorj s-a creat o, eu așa nu-i zic gașcă, sună urât gașcă, dar e o tabără. O tabără, pro-Ponta. Încă n-au curaj pentru că nu știu ce va face exact Victor Ponta, dar dacă Ponta va părăsi, o să vedeți că o să fie, sunt mulți și de la Gorj care sunt deciși să îi fie alături. Se numără Alin Văcaru printre ei? Nu îi nominalizez eu, se vor nominaliza singuri. Ceea ce apreciez totuși la Văcaru, a avut curaj într-un moment dificil să aibă un punct de vedere. Ceea ce, încă o dată vă spun, contravine regulilor PSD. De altfel, singurul parlamentar de Gorj și singurul lider al PSD Gorj care a avut curajul să ia pe față partea lui Victor Ponta, în contextul în care mă uitam la anumiți care au fost ajutați de Victor Ponta, exact, și care au primit sinecuri datorită lui Victor Ponta și poate unii dintre ei și-a dus în politica mare, da? Care l-au trădat la primul colț. Da, asta e iarăși specific PSD-ului. Și Ponta trebuia să se gândească atunci când l-a executat pe Mischie, că oamenii care l-au ajutat atunci sunt cei care stau, unii dintre ei stau și la baza execuției sale. Că știți vorba aia, cine a trădat odată, da, o va face întotdeauna. Așa este, mi-aduc aminte o scenă atunci când s-a comunicat oficial de la tribuna plenului Parlamentului rezultatul votului pe moțiunea de cenzură și domn și doamne parlamentari de Gorj se bucurau de mama focului pe lângă Liviu Dragnea ca și cum, nu știu, s-ar fi încheiat un armistițiu cu Germania după al doilea război mondial și România a ieșit câștigătoare. Adică așa, bucuria era atât de mare. Așa prostie nu s-a mai văzut de mult, nu, și nu mă refer la scena bucuriei, mă refer la scena moțiunii, adică să-ți pui moțiune împotriva propriului guvern doar pentru că liderul Mahimo a fost, mă rog, rănit în orgoliu și nu îi se mai ascultă ordinea. Mi se pare aberant și asta demonstrează că PSD e un partid obedient, un partid de oameni fără personalitate, un partid de oameni care orice ar fi așa ascultă liderul. Cât de tâmpit, de prost, de slab, de penal, de cum vreți noastră este liderul, ei îl ascult. Și asta înseamnă că n-ai personalitate. Dacă tu nu poți să cântești, vă dau un exemplu. Erau discuțiile, începuseră discuțiile cu DMR-ul. Și am fost foarte revoltat pentru că un om de aici, de la Gorj, profesor de istorie, nu a reacționat. În timp ce parlamentarii din Ardeal, chiar ai PSD-ului, reacționau, un profesor de istorie de la Gorj, vicepreședinte Consiliului Județean, nu reacționa. Da? Iată, la anul facem... Și acum a reapărut cu poze și cu domnul eroina de la Jiu, cu tot felul de chestiuni astea. Pentru mine e zero. În momentele importante mi-a demonstrat că e un căcănar și că n-are curaj. Îmi cer scuze pentru limbaj, dar n-are curaj ca ceea ce învață pe elevii lui să pună el în practică în momentele cheie. Și politica pentru ăștia, da? Și dacă România în situația asta e și datorită ăstora, care una prezintă elevilor și alta fac ei în spate. Una prezintă electoratului și alta fac ei în spate. De asta arată România așa. Și nu trebuie să fim, chiar dacă eu sunt un tip controversat, sunt considerat rasist, am plecat pentru că mi-am susținut ideile și punctele de vedere. Niciodată n-am plecat la putere, tot timpul am plecat în opoziție. Și de asta sunt mândru, chiar sunt mândru, pentru că nu a reușit nimeni să treacă cu buldozerul peste mine, să mă plafoneze. Și n-am acceptat niciun compromis din punctul ăsta de vedere. Am avut idei pe care mi le-am susținut și le susțin în continuare. Dacă nu se poate să fie pus în practică, la revedere. Vă despărțiți și plecați sau nu? Nu va mai fi cazul, pentru că aici am găsit un grup de oameni și din fericire sunt de la președintele partidului, care e tânăr și e aceeași generație cu mine. Chiar dacă împărtășim aceleași idei, chiar dacă metodele sunt diferite. Eu fiind un tip mai vulcanic, mai acid, el e mai calm, mult mai calm, și asta cred că ajută, creează un anumit echilibru. Ce se va întâmpla cu această mult ambițată formațiune politică? Va fi a Pro-România lui Daniel Constantin? Va fi altă formațiune? Pentru că domnul Catrina, habar n-am, eu vă spun în continuare, se apropie o nouă criză economică de România. Guvernul ăsta de inconștienți ne duce... Numai de România, nu, cred că... Dar și de România, în principal, da, ne duce într-o criză. Ei nici nu interesează. Habar nu au. Ei interesează doar buzunarul propriu, sinecurile și clientelismul de partid. Da? Nu interesează nimic altceva și noi stăm să discutăm despre Pro-România lui Victor Ponta.
Mie nu, adică nu știu dacă va fi pro-România sau unde se va duce Victor Ponta sau ce va face Victor Ponta. Chiar nu mă interesează. Mă interesează ce se va întâmpla cu noi, ca țară, ca stat. Încearcă Partidul Social Democrat să arunce pastile fumigene de genul atentat la independența justiției, tocmai pentru a masca haosul economic. Da, incompetența la guvernare, da. Este o chestiune pe care... Bine, pe lângă asta e și prioritatea lor și al lui Liviu Dragnea. Încearcă din nou să-și subordoneze justiția. Aduceți-vă aminte, nu știu cum se numea la vremea respectivă, PDSR, PSN, cum se numea, dar a fost subordonată o lungă perioadă. Da. Și se primeau judecătorii, nu e niciun secret, primeau telefoane de la oamenii politici, da? Primeau telefoane și trebuia să judece, cum zic, mai mari. Și asta dorește, dragă. Vremuri triste. Da, nu e o problemă, pentru că eu consider că cetățenii din România au ajuns la un grad de maturitate, nu politică, dar civică, și realizează lucrul ăsta. Și nu cred că se va mai poate întâmpla o reîntoarcere, deși își doresc. Deși își doresc, unii își doresc. De ce? Nu vi se pare suspect că tocmai aia care au dosare penale, care au fost condamnați, pardon, gen Liviu Dragnea, își dorește lucrul ăsta? Sau care au nu știu câte încercitare, gen Călin Popescu-Tăriceanu de partea cealaltă? Acolo mergem pe prezumția de nevinovăție, dar de ce? Eu cred că sunt oameni care sunt curați și în PSD și în ALDE și în alte partide politice. Cred, nu știu, s-ar putea să nu fie, dar cred că sunt care puteau să iese să, pe o dezbatere pe temele astea ale justiției. De ce este tot timpul în față cei care au probleme? Pentru că nu mai sunt credibili oamenii aia. Ei nu realizează. Probabil că realizează, dar nu îi interesează. Exact. Iese Niculice și ne spune, ne-a votat poporul. Ok, care popor? A câta parte din popor? Da, o parte care, dacă vorbim de reprezentativitate, nu există. Nu există, exact. Da, în altă ordine de idei, știm că sunteți foarte pornit pe atitudinea delăsătoare a liderilor de sindicat din minerii și energie, o atitudine pe care în bună parte vă împărtășim, cu mențiunea că noi suntem și mai porniți pe liderii de sindicat din toate domeniile, considerând că nu se duce o bătălie pentru interesul membrilor de sindicat, indiferent de numele domeniului. Domnul Catina, dacă lucrurile astea, sigur, și aici sunt și eu de acord. Am cunoscut cumva mișcarea sindicală și nu numai pe cei din minerit, și vă pot da dreptate, că în general își urmăresc propriile interese și după aceea, dacă mai e loc, și pe alea mărâților. Dar să mai fie loc. Că la ce în ultima perioadă nu mai interesează pe nimeni de ea mărâție. Toată lumea aplaudă că sunt pe profit bun și unde se regăsește profitul ăsta în viața angajatului? Unde se regăsește? De ce clamăm că suntem pe profit? Și ei au ajuns al patrulea, ca nivel de salariu al patrulea angajator din Gorj? Când ei țineau salariile din Gorj sus, unde se regăsește profitul ăsta la locul de muncă al angajatului? Când ei n-au elementele esențiale. Poate vor investi? Unde? Că nu există așa ceva în momentul de față. Ni se spune o poveste. Și să nu se înțeleagă greșit, n-am nici cu boza. E șmecher, îi face pe plic, scuzați-mi limbajul, îi are în buzunarul de la spate, cum spune o manea. Da? Pe toți liderașii ăștia de sindicat, pe liderii, mari lideri de sindicat. Știe cum să ia. Vorbește, coboară la, exact cum a spus în interviu, coboară la nivelul lor și îi face. Da? Ei, pe mine mă deranjează altceva. Că sunt oameni care au într-adevăr probleme și partea asta socială din CEO nu se mai ocupă nimeni de ei. Liderii vorbesc despre... Deja au ajuns filozofi. Dacă ai auzit cum vorbesc despre, Doamne, Doamne, chestii universale, nu mai există muncitorul că n-are... Șalupeta și... Da, vaselină. Da? Deci aia nu mai contează. Vorbim despre binele cum universal. Cum era titulatura despre... pentru vaselină? Unguent. Da, un termen destul de impropriu, contextual, să-i spunem, un sinonim contextual pentru vaselină. În perioada imediat următoare s-ar putea să aibă probleme cu oameni. Pentru că s-au săturat de ei, să-i vadă toată ziua, bună ziua, cum se duc și numesc. Asta e o reminiscență pe vremea Condescu, vedeți? Aici am eu o problemă cu Condescu și cu băieții lui deștepți, că mulți dintre băieții lui deștepți au rămas în continuare și el a rămas la butoane. Au fost învățați să-și pună directorii la... ei să-i numesc, da? Și Sorin Boza a învățat lucrul ăsta. Discută cu liderii sindicat, se gândește bine și le pune câte un director așa și acolo. Și ei sunt mulțumiți, liderii de sindicat. La exploatări le pune directorii pe care îi vor ei, pe care îi agrează și ei, că nu chiar mai numesc ca pe vremea Condescu, dar pe care îi agrează și ei și sunt mulțumiți că își pot face rezolva anumite probleme. Dar oare asta e rolul lor?
Cu siguranță nu. Păi vedeți, și atunci nu înțeleg. O să vedeți. Eu zic că în perioada următoare o să explodeze gogoașa. Apropo, întrebați cu întâlnirile cu oamenii din minerit. Erau foarte revoltați și pensionarii pe ei. Pentru că și ei au muncit acolo și mulți dintre ei vor veni, vor ajunge dintre minerii și energetici, vor ajunge și pensionari. Spre deosebire de cei care lucrează în armată, în poliție, care au reprezentați la nivel național, organizațiile de pensionari din minerit nu au reprezentat la nivel național. Și niciun sindicat, nu l-am auzit până acum, un lider de sindicat să iese public să spună, da, domne, haide să-i susținem și pe oamenii ăștia, au fost colegii noștri. Și vom ajunge și noi ca ei. Și vom ajunge și noi ca ei. Să susținem eliminarea acestei inechități. N-au auzit. Și erau oamenii chiar supărați și de acolo și multe idei, apropo de ce fac liderii de sindicat. Pentru că știau, oamenii sunt acordați la ce se întâmplă în continuare în exploatările miniere și știu. Și vorbesc. Și o să vedeți că o să vină ziua când explodează Mămăliga. Unii lideri au simțit-o pe pielea lor când au avut alegeri. Au fost aproape. O să-i vedeți acum o să plânge și o să spună, Doamne, m-au făcut nu știu care, nu știu care. Nu te-a făcut nimeni. Te faci tu când dor pe tine. Când în loc să reacționezi așa cum trebuie și să faci ceea ce trebuie să faci un lider de sindicat, te faci că plouă. Și cel mai enervant e când laudă... Deci au făcut o reprezentație Zmeu cu Ciurel, o fac toți acum, aproape toți, cu Sorin Boza. Eu nu zic că e un lucru rău, dar nu e rolul lor ăsta. Să fie laudat, aplaudat ce e lui Boza. Rolul lor e să fie critici, pentru că Boza o ia pe arătură dacă nu trage nimeni de mână. Și în momentul ăsta chiar nu-l trage. Îl împing de la spate. Da? Și beneficiile în CEO nu se prea văd chiar dacă e profit. Să mă ierte, dar asta e. Da. Vom vedea cum e și cu salariile mărite, se promit. De la anul, nu? Salarii mărite, doamne, da. Cum aud eu pe asta numai de la anul. Se aude păi în CEO. Și la nivel politic. Și de 5 ani, de ce 5 ani? Mai mult de 5 ani nu au mai crescut salariile în CEO. Deci nu au mai crescut salariile în CEO de ani de zile. Ale oamenilor simpli. Da, aici aveți dreptate la oamenilor simpli. Că știm prea bine cum și-au negociat și cum își negociază tot felul de... Și aici aveți dreptate, nu vă pot contrazice, așa este. De oameni de sindicat. Dar cine trebuia să reacționeze și aici? Că eu v-am mai dat în spațiu public, am mai dat exemplu. S-a întâmplat un accident de muncă în urmă cu vreo 2 ani. La Turceni. A murit un om în vagon. Da, a intrat la descărcat. Un lucru știut, că se descarcă vagoanele cu oameni. Există directive în sensul ăsta scrise. Există niște proceduri care au fost încălcate și se încalcă de 20 de ani. Procedurile astea, da? Știți care a fost reacția CEO? Apropo, aviz amatorilor. Nu, conducerea CEO nu a fost sesizată niciodată despre aceste abateri. Niciodată. Nici de sindicate, de nimeni. Și am fost întrebați oamenii care au venit ca martor și au spus de nenumărate ori la sindicat lucrul ăsta. Că există pericol, că intră în vagoane. Păi dacă sindicatele când se duc negociază altceva, liderii de sindicat, și au interes doar să apară pe la presă, doamne, cum ne batem noi, nu se bat pentru nimic. Inclusiv negocierile sunt o caterincă maximă. Caterincă maximă. Totul deci vă spun 100%. Totul se negociază altfel. Da? Interesul și e enervant când încep să iar vin și spun, doamne, noi am făcut greve, am făcut marșuri și... Și unde se regăsesc asta în viața minerilor? Faci un lucru dacă are finalitate. Dacă nu are finalitate, degeaba l-ai făcut. Chiar degeaba. Unii se vor și eroi pentru chestia asta. Nu ești erou dacă ai obținut ceva pentru colegii tăi, dacă n-ai obținut nimic. În ritmul ăsta, cât timp mai vedeți ce o viabil? Nu știu, nu sunt specialist și nu ritmul ăsta, dar nu o front de lucru, sunt probleme și aici problema vine și din partea administrației locale. Sunt primării care au încurcat lucrurile și l-au încurcat rău de tot l-au încurcat. Cu spațiile cu bună credință sau cu rea credință sau, mă rog, cu bună credință nu puteau, dar cu rea credință, incompetență, au reușit să încurce lucrurile și sunt blocate anumite chestiuni, dar sper să se deblocheze. Să aibă front de lucru, nu știu cât va dura, cât e stratul de cărbune, cât vom avea cărbune, ce se dorește, se urla de o strategie energetică națională, hence. Uitați-vă că vine iar o să aibă nevoie de CEO, de amăriți ăștia de la CEO. Și bagă cărbune. Ioane, Gheorghe, pe lângă bandă, bagă, ăștia trebuie să descarce vagoanele, procedurile sunt aceleași, la fel de ilegale, stabilite, își riscă viața oamenii în continuare, dar nu o mărire de salariu, de la anul. La anul se va spune la anul
cine știe, va mai fi guvernul ăsta la anul. Că PSD-ul are obiceiul să schimbe din 6 în 6 luni. Și vor spune, a spus fostul ministru, foștii... Premierul, zice... sigur, nu, dar ministrii, în mare parte, da, că ați văzut că se păstrează. Cine știe? Și o să spună, dom'le, nu, noi avem altă strategie și nu vă putem mări nici la anul. Și la revedere, mineri și energetice, în drum bun. Dom'le, e un principiu. Nu ai bani să le faci sau nu ai posibilitatea legală, hai să o reformulez, de a le da mărit de salariu. Bă, da, ai posibilitatea legală să le faci viața mai bună la locul de muncă. Fă măcar primul pas acolo. Nici asta, nici aia, pentru ce? Ca să-ți atingi tu parametrii de manager? Să știți că managementul are mai multe laturi și mai multe componente. Și managementul resurse umane e o componentă de bază. Da? Și acolo ar trebui să uite, să aplece mai mult managerul CEO. Dacă vrea, nu-i dau eu lecții, că el e specialist, e number one, cum zic liderii de sindicat. Hilar, exact cum. Deci cum ați vedea acum PNL-ul lăudând PSD-ul. În trecut s-a mai întâmplat. Dar au fost de la au fost cazuri, dar cam așa se întâmplă acum, când vezi lideri de sindicat care laudă la infinit și care, exact cum spunea un coleg de-al noastră, le pun tabloul lui Boza în birou. Te închin cu două mâini, păi, chiar dacă ți-e drag omul sau chiar dacă, mă rog, ți se pare că performanțele lui, managerele sunt extraordinare. Nu arăți public, pentru că nu e rolul tău ăsta. Rolul tău e să-l tragi de mânică și să arăți ce nu e bine. Da, în istoria firească a dezvoltării unei societăți, indiferent de numele acelei societăți, în momentul în care partea sindicală merge în, nu mână în mână, să nu folosim termenul, dar laudă. Partea sindicală nu mai există. La nivel deci, de teorie? Din punctul meu de vedere, mare parte dintre ei sunt lideri care stau pe câteva sute, nici sute de oameni. Pentru că dacă s-ar mai întâmpla un lucru, de exemplu, să nu le mai oprească cotizația pe state, o să vedeți că oamenii iar nu vor plăti. Ei, pentru că sunt într-un fel forțați de administrație, mai sunt oamenii sindicalizați. Dar nu pot opta acești oameni simpli, muncitori, energeticieni, minerii, da, nu pot opta să nu mai plătească, adică să nu mai fie membri de sindicat. Eu nu sunt nici adeptul teoriei că domnul trebuie să fie sindicalizat. Sunt momente când trebuie să te unească cineva, trebuie să vorbească cineva pentru tine. Numai că liderii de sindicat și-au pierdut calitatea asta. Nu sindicatul, da, de a-i reprezenta. De atâtea ori și-au rezolvat doar interesele personale și interesele de grup, încât nu mai au calitatea morală să-i reprezintă pe angajați. Dar, mă rog, asta e o problemă a lor internă. Noi doar putem să o semnalăm. Și n-am nimic. Dacă le place să facă laudațiul Boza, să facă în continuare. Dacă asta e scopul și le scrie în statut să laude directorul general, asta e managerul, pardon. Nu. Poate prin asta obțin avantaje pentru angajații lor. Nu le-am văzut până acum și cred că nici angajații nu l-au văzut. Poate la anul vom vedea un contract colectiv de muncă, un așa numit CCM, pentru că deocamdată știm doar de acte adiționale. Haideți, domnul Cătina, cine să-l negocieze? Liderii de sindicat. Care, domnul? Nu e mulți. Nu există așa ceva, domnule. Care, laudă acum pe Boza? Păi imaginați-vă în ce postură hilară sunt ei. Da, și vom merge în conan. Își vor dezlipi buzele de pe partea dorsală lui Boza ca să treacă în fața lui la negociere, să aibă să susțină cu vehemență anumite doleanțe ale muncitorilor? Nu prea cred, că nu prea dă bine. Da, când te obișnuiești într-o anumită postură, e greu să schimbi poziția. Cum spunea un prieten de-al meu și cred că mă și repetă, o problemă la coloană, vertebra 1 și vertebra 2, am rămas blocat într-o anumită poziție. Sunt oamenii a plecat și nu-i mai poți ridica, oricât ai încercat. Îl salutăm cu această cale pe prietenul dumneavoastră, știm despre cine este vorba. În altă ordine de idei, pentru că mai avem circa 5-6 minuțele până la finalul emisiunii, un subiect ce doare pe foarte mulți gorjeni, din ce în ce mai apropiatul deces al echipei de fotbal, iată seara... Financiar. Va fi și de facto, pentru că fără susținere financiară... Da, eu am o părere a mea și mă susțin. Marin Condescu a greșit din nou atunci când a ieșit și s-a erijat în omul care vorbește pentru panduri. Pentru că a reușit să îndepărteze orice urmă de investitori care fi putut să vină să ajute clubul. Și vedeți că oamenii au plecat spre alte zări. Da? Investitorii nu au mai venit lângă panduri, au plecat în altă parte. El, dacă avea o poziție decentă, normală, zic eu, lucrurile se întâmplau așa. Așa că, pentru situația care este acum, deci nimeni nu mai vine lângă pandurii,
Din punctul meu de vedere, responsabil este Marin Condescu. Cităm astăzi un material de presă al colegului Claudiu Matei, care atrăgea atenția că se vânează din ce în ce mai intens spațiul. Sunt de acord cu el. Din stadionul ce va fi finalizat. De asta e și apetitul dintr-o dată pentru foarte mulți să investească în fotbal. Dar ar fi fost frumos să investească la Pandurii. Deși suma e enormă și să fim realiști. Ați văzut Rapidul cu o sumă mai mică și al cărui brand și palmares e undeva la 400.000 de euro estimat. Pandurii nu va fi niciodată, nu va ajunge la quantumul ăsta. Cu 2 milioane de euro au intrat în faliment. Pandurii cu 6, să nu vă așteptați că se va întâmpla altceva. Da? Tot faliment scrie pe ei. Numai că era frumos să avem o echipă în B, dacă nu în A, care să joace pe municipal și să nu existe aceste discuții și dispute pe spațiile de la stadion. Da, până la urmă se pare că totul se reduce la această dorință mercantilă. Așa se pare, aș dori să nu cred să fiu idealist, dar... Și spațiile, slavă Domnului, vor fi... Și dintr-o dată apetitul ăsta deosebit a unora pentru fotbal, acolo mă cer și pe mine cu gândul. Vom vedea și aici ce se va întâmpla. Până la urmă, vreți să vă spun ceva, nici asta nu m-ar deranja dacă am avea o echipă în Liga Națională. Și să fie ținută pe bani, nu pe neapărat pe bani publici și pe bani privați. Destul de greu. În Gorj se știe istoricul ultimilor, nu știu, 8 ani de la Pandurii, cum s-a ajuns la această gaură de cel puțin, de minimum 8 milioane de euro, date precise, cine știe cât este cu adevărat această gaură. Dar și aici vom vedea ce se va întâmpla. Personal nu cred că va termina turul de campionat în Liga a doua a Pandurii, cu toate că iată un nou meci frumos al băieților care luptă, dar luptă pe burta goală. E, ce bine era să fie avut noi o echipă de genul ăsta în Liga 1. Ce bine era cu gorjeni, cu copii, să joace de vreo 2 ani păi de zile. Păi și parandărâtul comisioane cine mai de 2 ani de zile țip, dacă nu mai bine. Nu m-a băgat nimeni în seamă. Și nici acum am văzut că sunt niște lucruri. Știți că există sintagma aceea, cotă parte. Cine mai e la cotă aparte? Păi stați liniștit că ăia sunt și acum. Unii sunt și acum pe acolo, pe la club. Da? Păi și mai au ce să mai ia? Mai au, pentru că și Liga a doua e vizibilă, e destul de vizibilă. Da, asta e. Dacă va reuși sau nu Pandurii să termine măcar turul de campionat, și asta vom vedea. Cert este că soarta sportului gorjan nu este deloc una prea frumoasă. Avem însă, da, iată, o promisiune. A sportului gorjan, pentru că am văzut că ieri s-a înființat un club la primăria Târgu Jiu și nu are o secție de box. Paradoxal. Boxul care ne ține încă și aduce medalii. Unde l-a fost capul celor care au votat sau au venit cu proiectul ăsta? Pot să mai... aducă au făcut tare multe, din punctul meu de vedere sunt multe inadvertențe acolo. Din prima citire, să zic așa, a proiectului, sunt multe inadvertențe. A fost făcut pe repede înainte, deși am aflat că primarul avea, mai trebuia un aviz, dar apropo de la personal, care eu, pe doamna de la personal, aș dau cu capul de toți pereții că așteaptă de nu știu când avizul ăla. Și era un proiect mult mai bine lucrat, fundamentat, avea toate secțiile și tot ce scrie la carte. Iar cu coana de la personal, când poți să-i spui altfel, și-a permis să nu-i dea aviz acelui, nu să nu-i dea aviz, nici favorabil, nici nefavorabil, nu l-a dat în termen. O fi în stand-by. Da? În stand-by, îi promit eu că o să fie de acum încolo, pentru că atâta măgărie a făcut și cu coana respectivă și dacă până acum n-au ieșit, o să iese de acum încolo. Le promit eu. Madam, ești pe făraș. Stimate doamne, am ajuns la finalul. Nu e o amenințare, ca să nu înțelegem. Eu... remarcă personală și eu n-am nicio treabă cu primăria Târgu Jiu. Am ajuns încet încet la finalul emisiunii. Ne așteaptă un început de toamnă interesant din punct de vedere social. Ne așteaptă în egală măsură un final de an și mai interesant, pentru că se vor trage niște concluzii după niște luni de la al doilea descălecat al PSD-ului cu al doilea guvern, de la câștigarea alegerilor. Cu siguranță cetățenii vor trage niște concluzii, dacă nu din deja fericire, vor simți efectele și nu sunt unele pozitive, sunt unele negative, iar concluziile știți cum e, degeaba le tragem.
faptele s-au întâmplat. Mai bine mai târziu decât niciodată. Vă mulțumim pentru prezență astăzi alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Vă așteptăm cu tot mult timpul interes. Cu mare plăcere. Mulțumim. O zi cât mai plăcută. La revedere. La revedere.